Emil Gârleanu, Meșterul de oglinzi. A fost odată, într-o țară foarte depărtată, un meșter de oglinzi, dar un meșter foarte iscusit, care prinsese taina luminii, se vede, până într-atâta oglinzile lui erau decurate și de adânci, de să se arate în ele până la cel mai mic amănunt, zări întregi. Cea mai ușoară încrețitură a chipului ți-o arăta oglinzile lui, și ceea ce în oglinzile celorlalți meșteri nici nu zăreai, între ale lui se deslușea cu o rară limpezime. Lume de pe lume alerga la meșterul acesta să-i cumpere oglinzile. De peste 9 mări și țări soseau la dânsul, căci nicăieri aiurea așa marfă nu mai găseau. Și iată că într-o bună zi un crainic îi aduce știrea că în curând avea să-i calce pragul împărăteasa lui Minciună împărat, cel mai bogat om de pe lume, ca să-i cumpere o oglindă. Și s-a pregătit meșterul să primească pe luminata cumpărătoare și cuptoarele nu mai pridiră, luna aceea să topească și să închege apoi cel mai curat și luminos cleștar de oglindă. Și-a sosit împărăteasa cu mare alai, cu sulițari și săgetători călări împrejurul carâtei. Iar când a dat să se coboare măria sa din carâtă, s-a spăimântat meșterul de sluțenia ei. Avea, mă rog, împărăteasa un cap rotund cât un dovleac, o față fălcoasă ca de cal și un trup scurt și gros cât o buturugă. S-a închinat meșterul până la pământ, iar când a trecut împărăteasa înaintea lui, s-a bătut bietul peste gură ca după ucigăltoaca. Și a început să-i arate meșterul împărătesei fel și fel de oglinzi. S-a privit împărăteasa în ele numai câte o clipă, căci le și dădea la o parte necăjită cât de rău arăta oglinzile meșterului acestuia. Și la urma urmei, când și-aruncă privirea în cea din urmă, baciocori pe meșter, că o făcuse să alerge poște întregi pentru o marfă tot așa de proastă ca și a celorlalți vânzători. Ba nu se mulțumi cu bagiocura și, în ciudată, îi spuse că dacă până într-o lună nu-i făcea o oglindă care să o arate cum trebuie, unde-i sta picioarele, îi va sta capul. Iar de o va face cum trebuie, îl va scălda în aur. Și-a plecat împărăteasa. Iar bietul meșter a rămas de tot mâhnit. Știa el bine că oglinzi ca ale lui nu mai găseai să fi mers lumea întreagă. Mai limpezi, mai curate, cum le-ar fi făcut? Atunci, de ce nu i-au plăcut împărătesei? Și s-a zbuciumat bietul meșter 3 zile și 3 nopți și a patra zi, iată că sosește pe neașteptate tatăl meșterului, un bătrân de peste 70 de ani, un bătrân care văzuse și auzise multe. Și văzându-și fiul atât de amărât, l-a întrebat bătrânul că ce are. Și fiul său îi povesti toate de-a fi rapărul. Iar bătrânul, înțelept, zâmbi și îi spuse: păi cum vrei tu, măi băiete, să-i placă împărătese oglinzile tale când ele o arată mai bine ca toate celelalte cum e? Iscodește de poți o oglindă care să o înfățișeze altfel decât e dânsa aievea și atunci să vezi cum o să-i placă. A gândit meșterul și a văzut că într-adevăr bătrânului tata avea mare dreptate. Și cum era stăpân pe taina meșteșugului lui, a ars din nou cuptoarele, a chipzuit, a îmbinat și a răsfrânt razele în fel și chipuri, până a statornicit în sfârșit focarele unei oglinzi, așa cum vroise dânsul. Iar când a venit peste o lună împărăteasa, cum se legase prin cuvânt că va face, meșterul s-a închinat și i-a dat oglinda. S-a privit împărăteasa și nu-i venea să mai lepede oglinda din mână, așa de răsărită, de subțiată și de mlădioasă, o arăta cleștarul. Și-a poruncit să-i se plătească meșterului aurul din 2 hărăbăli pline, că să fi trăit meșterul 10 veacuri de om, nici pe sfert din bogăția aceea n-ar fi putut agonisi cu meșteșugul lui. Iar după ce a plecat împărăteasa cu sulițarii și săgetătorii călări, împrejurul carâtei și cu cei 10 slujitori care purtau oglinda pe perne de puf să nu cumva s-o sfarme, s-a uitat meșterul mai întâi la comoara pe care era acum stăpân, apoi la plădăria de oglinzi minunate ce făcuse și zice:
dacă numai pentru o singură oglindă mincinoasă am căpătat atâta aur, cât nu mi l-ați fi adus voi de v-aș fi vândut cu zecile de mii, la ce folos m-aș munci de acum înainte să vă fac cât mai limpezi și mai poleite? Hai, duceți-vă la naiba! Și dându-le un picior, căzură oglinzile minunate și se sfărâmară în mii și mii de așchi.